echipa de muncitori s-a apucat să renoveze. Hăți, cu bună dimineața, hăți, cu volumul mai încet, Jonuțule, pentru că sâmbătă aceasta ne vedem la Greenfield Club în Bârlad, Jonuțule. Și trebuie să protejăm un pic gâtuțul, am cam țipat, trebuie să recunoaștem și să ne punem cenușă în cap la ultimul concert de la Vela. Așa că acum cu 2-3 zile înainte trebuie să lăsăm motoarele mai jos, să ne pregătim. Ne vedem sâmbătă toată ziua la piscină Bârladule, iar seara la distracție, respectăm aceeași rețetă de weekendul trecut. Mâine noapte plecăm spre Bârlad, o luăm cătinel, pentru că deja trebuie să fim mult mai atenți. Se întâmplă foarte multe lucruri aiurea pe drumuri, Jonuțule, și trebuie să fim din ce în ce mai responsabili. Nu mai suntem obișnuiți din cauza carantinei să fim pe drumuri și uite că se întâmplă să facem erori, se întâmplă foarte multe accidente în trafic, așa că o să încercăm să fim de 15.000 de ori mai responsabili și o să începem ziua un pic mai cringulesc cu Jonuțule. Astăzi de dimineață când m-am trezit, de fapt nu, mai rău. Azi noapte după ce am văzut porcăria aia de film 365, pentru că toată lumea îmi spunea: domne, vezi că ni se pare că semeni cu protagonistul. Am zis, hai mă să arunc și eu un ochi. Ce să vezi, Jonuțule, un film cu foarte multă nuditate sexuală și fără niciun sens, fără niciun plot, cu nicio intrigă, cu nicio chestie. Tema principală a filmului este că protagonistul sechestrează o domnișoară căreia îi promite că în 365 de zile se va îndrăgosti de el. Și ce crezi, Jonuțule? Domnișoara după 7 zile este îndrăgostită toată, cu tot tacâmul complet oferit bărbatului, și de acolo nu se mai întâmplă nimic. Doar niște chestii fără logică, doar ca să umple o oră și 30 de minute. În fine, Jonuțule, după ce m-am uitat la acest film degeaba, am încercat să mă uit pe clasicul program Crime and Investigation, unde eu sunt prezent zilnic, să mai văd niște situații nebune din Statele Unite ale Americii și, opa, n-aveam semnal TV. Zic, stai să vezi că mi-au tăiat cablu. Intru să văd dacă am internet, intru pe internet, de unde? Tăiat și internetul. Acum, știți că mie nu-mi prea place să fac discuții din astea, dar având în vedere faptul că i-am chemat pe cei de la Telecom de 15.000 de ori, întrucât nu merge niciun televizor bine, de fiecare dată când aprind televizorul îmi dă eroare de smart card, găsește programele, dar umblă cu o eroare acolo în care scrie că smart cardul este eronat și că semnalul este scrambled. Și le-am zis: băi, veniți să rezolvăm, eu nu sunt al naibii, veniți până când o rezolvăm, că nu e o chestie ăștia din comun, dar aș vrea să rezolvăm atâta timp cât plătesc, da? Ei bine, nimeni n-a reușit să-mi rezolve problema nici până în ziua de astăzi, însă atunci când a fost de neplată, imediat mi-a fost tăiat semnalul. Așa că Telecom, îți trimit un mare shout-out prin intermediul YouTube-ului. Eu zic că ar fi frumos să-ți rezolvi și problemele înainte să tai semnalul, pentru că până la urmă eu rău platnic nu sunt, dar vă dați seama că mă ține și pe mine inima să plătesc atunci când știu că plătesc ceva care funcționează doar pe jumătate. În fine, am venit să plătim, mai facem încă o cerere, încă o plângere, încă o chestie prin care sperăm să se rezolve aceste erori, după care avem o grămadă de lucruri venite prin curier pentru cheluțul, Jonuțule. I-am luat centură de siguranță pentru că băiatul nostru trebuie să stea în siguranță atunci când merge cu mașina. I-am luat bodniță pentru căței fără bot, Jonuțule. Cori s-a ocupat în speță, întrucât i-am zis: băi, trebuie să facem ceva să mai ajungem cu băiatul pe la salon, pe la veterinar, fără să mănânce oamenii din jurul lui. Așa că astăzi avem niște treabă și cu cheluțul, trebuie să mergem și pe la doamna contabil, pentru că trebuie să vă spunem, doamna Nicoleta s-a operat, acum este bine, sănătoasă, și mergem și noi să-i ducem un buchet de flori, să-i urăm un bun venit înapoi la birou. Și uite așa, daily vlog, daily vlog, Jonuțule, mergem să plătim și revenim cu aventuri din viața lui cheluțul cel plimbăreț. Hăți, Jonuțule, pentru că fiecare doamnă și domnișoară care depășește un pas important în viață ar trebui să primească și un buchet de flori, întrucât florile în viața doamnelor și domnișoarelor ar trebui să fie omniprezente. Am venit la doamna Nicoleta cu un buchet de flori. În același timp o să punem la punct și multele plăți care s-au adunat în acest timp cât dânsa a fost plecată. Ia uite ce ne-a auzit româna doamna Nicoleta. Ia uite, să știți că avem și noi un animăluț în mașină, dar nu putem să intrăm pe el să vă viziteze, întrucât va fi un jihad. Mergem înăuntru, Jonuțule, punem la punct ce este de pus la punct, după care ne întoarcem și testăm, hăți, Jonule, testăm și botnița lui Chelu și centura de siguranță, pentru că aici ne simțim ca în mijlocul naturii, Jonuțule. Este un loc atât de frumos în centrul Bucureștiului, chiar la Romană, ceea ce te face să nu mai vrei să mai pleci. După care, Jonuțule, avem un loc important în care trebuie să mergem. Ne-au venit câteva mostre de parfumuri. Da, ați auzit bine, mostre de parfumuri, pentru că am vrea să lansăm și un parfum, hăți, Jonuțule. Suntem atât de pasionați de mirosuri și avem
și regulamentul care spune chiar în prima regulă: nu coborâ din mașină neparfumat, încât nu înțeleg cum de până acum n-a apărut parfumul Hâț. Dar vă pot spune, tot eu, răspunzându-mi singur, că nu a apărut parfumul Hâț pentru că nu am avut un miros care să mă facă să vreau să lansez un parfum. Așa că terminăm la doamna Nicoleta și mergem imediat să birosim niște parfumuri, după aceea un pic pe la studio la Costioniță, ați auzit bine, și acasă, pentru că sunt precum un copil mic, aștept să ajungă Coletul cu noul pistol Colt 1911 Dual Tone, Jonuțule, în două culori, așa că revenim imediat după contabilitate. Hăț! Hăț, Jonuțule, în premieră mondială, băiatul nostru, deși știu că nu o să-i placă, n-are cum să-i placă vreodată chestia asta, are bodniță pentru când va merge la salon sau la veterinar, întrucât ați văzut că nu se dezice de agresivitate. Ia fiți atenți, vai cât de dulce e, vai nu pot să crezi, stați un pic, o să dureze până îi montez, deci nu pot să crezi. A fost o mare aventură să găsim o bodniță pentru căței fără bot lung, Jonuțule. Tati meu acum vrea afară, că el așa e, când vede ceva pe geam, el vrea afară. Bă, tata, stai să punem aici bodnița, să te vadă lumea, băia cu minte, tati. Vai, nu pot să credeți, uitați-vă, vă rog frumos. Nu este o chestie cu care să ne mândrim și nu este o chestie pe care să o poarte cheluțul meu foarte des, însă, având în vedere, a, asta trebuie să treacă pe aici, nu? Dar stai să mai lărgim. Uite așa cred, nu? Țaca, paca, zionele. Vai, 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 nu pot să cred că în sfârșit scăpăm de problema agresivității, Jonuțule, și fără să-i punem băiatului meu șosete sau alte lucruri pe cap, pentru că, sincer, mi se părea un pic cam mult șosețica aia. Și vreau să vă mărturisesc că asta destul de cumințel să-i o montez. Vai de mine, uitați-vă la Hannibal Lecter al meu, pupă tata, și uite-te ce frumos poate să scoate el și limbuța pe acolo, pe în față. Ea acum este destul de larg montată, pentru că astăzi nu o folosim împotriva agresivității, Jonuțule, dar uitați-vă, vă rog frumos, cum cheluțul al meu nu mai poate acum să mai muște pe nimeni. Dă pupii, tati. Pupă tata pe el. Ia pupă pe aici. Senzațional. Nu-l mai chinuim, tată, gata. Îi dăm drumul să respire, însă sunt extrem de fericit. Mulțumim Cori pentru această super, super, super chestie care ne salvează de la foarte mult stres, pentru că, Jonule, nu e o glumă. Uite-te, mi se face pielea de găină, boss, când îl enervezi. Bă, tată, deci când îl enervezi, se transformă, efectiv. Aveam prieteni în liceu care făceau așa când jucam fotbal, știi? Și dacă se întâmpla vreun faul sau ceva, mă, vedeau negru în fața ochilor, începeau să țipe, să înjure. Stai, bă, ușor. Ia-o ușor, că până la urmă trebuie să fim prietenoși. Și dacă tot suntem la capitolul accesorii de cheluț, Jonuțule, tot din gama Cori comandă toate jucăriile nebune de pe internet. Unde este? Unde este? Ce să este? Oare? Unde am pus-o, mă? Că am adus-o, mă, sunt nebun la cap. Băi, frate, mă. Unde am pus-o, mă? Sunt împit. Jonule, nu mai găsesc centura. Stați așa un pic. Și da, se auzi bine, centura de siguranță pentru cheluțul. Stați așa. Stai, iubirea mea, un pic în mașină. Nu, n-ai voie tu afară, tati. Hăți, Jonuțule, și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, ultima jucărie în materie de cheluț este acest ham care, țineți-vă bine, se prinde de centura de siguranță, Jonuțule. Hăți acolo, da? Și acum să-i facem proba și lui ăsta. Vai de mine, și asta este din material de centură de siguranță. Numai stai un pic că trebuie să-i prind. Bă, încălcite-ți chestiile astea de căței, bă, mă uit la ele. Dați un coment dacă vi s-a întâmplat până acum să cumpărați ceva de cățeluș și să nu înțelegeți cum se prinde. Gata, gata, gata. Hăți, hăți. Stai așa, că după aia dacă o răsucesc, iar îi pierd filmul. Deci, hăți, hăți. Asta pe aici. Asta e un pic, tati. Asta pe aici. Iarăși m-am pierdut, mă. Cum e, mă, tati? Mă mai zăpăci cu jucăriile astea. Stai așa. Încercarea numărul 2. Stai aici, tati. Da, Jonuțule, mai încercăm un pic să ne prindem de treabă și de îndată ce am terminat, revenim imediat. Ia. Ei, prieteni dragi, pentru că legislația spune mai nou că dacă nu porți centura de siguranță plus încă o abatere de la lege, permisul îți va fi suspendat. Cheluțul nu conduce niciodată fără centura de siguranță, Jonuțule. Și voilà, de vedeți, vă rog frumos, cum puteți să lăsați câinele în mașină fără să vă fie frică că el o să sară sau că nu puteți lăsa ușa deschisă pentru că o să plece mai departe, sau de ce nu să vă fie frică de o potențială frână care, să spunem, așa cum i s-a întâmplat și lui cheluțul de nenumărate ori, îl va trânti cu capul de bord sau cine știe de scaunul din față dacă stă în spate, Jonuțule. M-a luat un pic panica și am făcut-o cam largă, motiv pentru care putem să o mai strângem un pic, dar stați așa că e mai greu cu capsele astea. Jonele, cam ăsta este cheluțul securizat și gata de drum, Jonuțule. Am terminat treaba și ne îndreptăm către sample-urile de parfumuri care sperăm, Doamne ajută, să aibă niște mirosuri de nerefuzat. Revenim. Hăți, Jonuțule, ne-am întâlnit cu Mircea, care se ocupă de aceste sample-uri și care ne va face legătura cu fabrica dacă și numai dacă aceste mirosuri ne vor fi pe plac și ne vor surâde. O să bag acum un pic nasul așa. Eu i-am spus câteva din gusturile pe care le-am la parfumul lui Mircea. Interesant, Jonuțule. I-am dat câteva teme. I-am dat lemnos, i-am dat câteva branduri de parfumuri care îmi plac. I-am zis că îmi place scorțișoara. I-am spus că îmi plac parfumurile dulci, puternice. Motiv pentru care el a venit cu câte mostre avem? Deci 14. Aici avem 14 mostre de parfumuri avem, Jonuțule. O să le luăm la
mirosit pe fiecare dintre ele, ce înseamnă cum Dumnezeu adună energiile atunci când este cazul. Exact în drum spre Mircea am primit un telefon că echipa de muncitori s-a apucat să renoveze spațiul în care vom deschide magazinul dorianpopa.ro, Johnule, în cadrul Universal Media Pro Music. Așa că luăm mostrele, ne urcăm în mașchinetă și gonim către birouri, pentru că abia aștept să vedem cum începe să se modeleze spațiul în care vom avea magazinul și sperăm să ne ajute Doamne, Doamne, și pe rafturile magazinului să găsiți și parfumelul Hâț, Johnuțule. Avem 14 mostre, Mircea, și mai o rundă. Suflet. Mai ai o rundă de mostre? E altă țară, da. Nu este ușor să gândești, să clădești un parfum, însă asta nu înseamnă că ceva ne poate opri. Încercăm să depășim orice obstacol și acum căutăm mirosuri, pentru că foarte mulți dintre voi ne-au scris să scoatem parfumul Hâț. Dacă vă place ideea noastră, nu uitați să ne scrieți la comentarii, să dați și un like la video, Johnuțule. Așteptăm sugestiile voastre în materie de orice produs pe care vreți să-l găsiți în magazinul dorianpopa.ro, atât online cât și fizic în curând, tată. Așa că am terminat aici, Mircea, fugim, te lăsăm în meriotul tău mare și frumos și de lux. Să fie al meu în curând. Al tău să fie, Doamne ajută, și noi să avem o gamă de 200.000 de parfumuri, Johnuțule. Decolăm către Media Pro Music. Hăț! Hăț, Johnuțule, este oficial! Ciocănim, pedalăm spre magazinul dorianpopa.ro. Ia și fă, Johnuțule, mimuri cu Minecraft acum, joacă-o pe asta, tată. Chenuțul este liber pe aici, l-am lăsat să circule pentru că este poarta închisă, iar noi ne aflăm la Universal Music / Media Pro Music cu cei mai șmecheri băieți care s-au apucat deja să renoveze magazinul fizic dorianpopa.ro, Johnuțule. Pe strada General Dona numărul 16 ne veți găsi, sau în curând dorianpopa.ro pe Waze, Johnuțule. Laurențiu este omul care muncește chiar și în aceste zile atât de grele, iar noi mergem să vedem ce fac băieții noștri aici în șantier, pentru că vezi tu, nu ne lasă Dumnezeu fără șantier niciodată, Johnuțule. Hai înăuntru! Am dărâmat Universal Music-ul, Johnuțule, l-am dărâmat de tot, să trăiască băieții! Și facem magazin fizic, pentru că foarte mulți dintre voi ne-au zis: bă, noi ăștia din București vrem să venim, să vedem produsul, să-l probăm. Uite-l și pe Tibi, al nostru cel mai harnic băiat de la vânzări, Johnuțule. El este responsabil cu toate comenzile voastre și știm că l-ați lăudat și că ne-ați lăudat, pentru că în ultimul timp comenzile ajung foarte bine la timp. Iar responsabilul este chiar Tibi, pe care îl veți găsi și aici în magazin. Are toată energia necesară să vă facă față și să vă facă pe plac, Johnuțule. Te pupăm, Tibi, și îți mulțumim încă o dată în direct. Am văzut că ai niște cârtii, dar deocamdată ia, ce ai avut? Autografel. Gata, tată, știți cum e când venim la magazin, direct autograful pe factură pentru cei ce au cumpărat. Hăți, Johnuțule, o să dăm o tură acum, încă nu știm care va fi designul, mezamplasul magazinului. Te pup, Tibi, îți mulțumesc și eu. Însă cu siguranță va fi ceva genial, cu siguranță va fi ceva cât mai alb, pentru că asta ne place nouă. Asta e, tată! Hai să salutăm și băieții, să trăiască. Dă noroc, maestre, dă noroc că am stat pe șantier 3 ani de zile cu niște bani, așa îmi place. Băieții se ocupă de treabă, telefonul sună în continuu, pentru că așa este, Johnuțule, când muncești, sună și telefon schiul la greu. În camera cealaltă ce e, Laurențiu? Unde le asamblează și de acum. Agent de coletare și de alte lucruri. Packaging, Johnule, acum vorbim și de packaging. Cam asta este treaba, îi lăsăm pe băieți să muncească și ne întoarcem după Cheluțul să nu-l pierdem cumva. Hăți, Johnuțule, și am și ajuns acasă după o zi de muncă toridă, bă, băiatule. Au venit în sfârșit căldurile alea mari, dar nu ne voităm. Nu ne voităm, Doamne, te rugăm frumos să rămână așa, să nu mai vină cu nori, să nu mai vină cu ploaie, să vină numai cu fericire și cu vreme bună, Johnuțule. Și ne-am întâlnit pe drum și cu domnul curier, care ne-a adus mare piesă de artă, Johnuțule. Nu vă arăt decât un mic sneak peek așa, iar în vlogul de mâine veți vedea mai multe. Hop așa, hop așa. Oh! Oh! Oh, Johnuțule, în vlogul de mâine facem prezentarea celui mai forță Colt 1911 pe care l-am comandat zile trecute de pe site-urile de profil cu arme de airsoft, Johnuțule. Este un pistol exact ca cel pe care l-am avut, numai că este argintiu cu negru și va deveni auriu, Johnuțule. Nu știu cum o să facem, avem toate sculele din lume în garaj, o să-l iau la șurubelnițe fine, la tot ce trebuie și o să-l desfac până când pot trimite piesele la vopsit electrostatic. Suntem acasă, iar Cheluțul nostru nu vrea să plece din mașină, nu-i place la treabă, la muncă, te crezi și eu. Nu conduce, stă la picioare unde e cel mai răcoare din mașină, umbră frumos, apă îi se aduce la nas, toată lumea-l iubește, Johnuțule, viață frumoasă. Noi cam ăștia suntem și cam asta am făcut astăzi, până una alta, voi nu uitați de a subscribe, Dorian Popa, să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie, voie bună și energie multă, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro, pentru că avem cele mai tari surprize plus un magazin în care veți găsi produsele și în care veți putea veni cu piciorușele voastre dacă sunteți în București, Johnuțule. Să aveți o zi, o cafeluță și un soare mirobolante. Sar pe noi ca pe treabă, o
ce vin.